Pe scena teatrului dramatic Fanny Tardini din Galați se va juca cea de-a patra premieră din stagiunea 2016-2017. Spectacolul Cabinierul, regizat de Cătălin Vasiliu, va dezvălui dramele din culisele vieții teatrale. Piesa este o poveste despre visele, frământările, căutările, neliniștile, puterea, uneori neputința, trăirile profunde și neștiute ale oamenilor dăruiți scenei. Piesa se numește Cabinierul, este o provocare pe care a acceptat-o regizorul nostru angajat, Cătălin Vasiliu. El a fost extrem de inspirat atunci când a adus în echipa de creație, a cooptat un scenograf de zile mari și iarăși nu folosesc cuvinte bombastice, Daniel Divrician. Și țin să-i mulțumesc din tot sufletul pentru tot efortul pe care l-a depus pentru acest demers artistic al nostru. O să vedeți o scenografie absolut minunată, extrem de bine conturată, extrem de bine închegată și vă asigur că sarcina lui n-a fost una ușoară, dar dimpotrivă, a trebuit să facă din nimic, să facă o construcție, un univers extrem de emoționant și extrem de potrivit pentru personalitățile artistice pe care spectacolul le aduce în prim plan. Piesa scrisă de dramaturgul Sir Ronald Harwood în 1980 se va pune în scenă după traducerea lui Florian Nicolau. Din distribuție fac parte Vlad Vasiliu, Stelian Stancu, Gheorghe Gheorghe, Liliana Lupan, Oana Preda, Petre Păpușă și Elena Daniela Ghinea. De mic, copilărind aici în teatru, 75-77, era grămădie și stătea în sală și vedea repetițiile toate. Știu că totdeauna a avut dorința de a lucra pe lângă actorii tineri cu cei pe care i-a cunoscut din copilăria lui. Cum e domnul Gheorghe, Liliana Lupar, pe care am înțeles că e cumva idol în materie de actor, că o ia mereu. Și am numerit și eu printre bătrânii, cum ai spus, veterani. Piesa Cabinierul propune una dintre cele mai atente și delicate abordări a vieții artiștilor, așa cum nu poate fi văzută ea de spectatori. În tinerețea sa, Ronald Harwood a fost cabinierul personal al unui mare actor de teatru elisabetean, Sir Donald Wolfit, iar piesa așa resursa de inspirație în experiența vieții alături de un maestru aflat la apus de carieră. Nu din necesitate englezească, britanică, de a se monta acest spectacol, ci din necesitate românească, gălățeană, la trupei teatrului Fanny Tardini. A fost oricum o foarte mare surpriză pentru mine. Asta e absolut clar. Abar n-aveam ce urma să se întâmple. Sigur că atâta vreme cât a trebuit să lipsesc din oraș, în perioadă destul de lungă, s-au întâmplat aici niște evenimente pe care le-am găsit cu surprindere deja implementate pe modernite și funcționarea teatrului am găsit-o la nivelul la care este acum și repertorial vorbind, am fost surprins să văd. Mie mi s-a părut o coincidență. Zic, ia uite, eu vin de la Manchester și mi se propune o înșurubare londoneză. Sâmbătă 29 aprilie la ora 19 și duminică 30 aprilie la aceeași oră, porțile teatrului dramatic se vor deschide larg pentru a întâmpina pe iubitorii spectacolului de calitate.